Capitolul 17, versetul 27, 1 Cronici 17, cu 27. Binecuvintează, dar, casa robului tău, ca să rămână pe vecie înaintea ta, căci ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. Și poporul Domnului să zică amin. Vei să vă reașezați! Binecuvintez și eu familiile care au venit în Casa Domnului și vreau să fie binecuvântat Matei Bolboacă, poporul Domnului să zic Amin. Să fie binecuvântată Miriam Ioș poporul Domnului să zic Amin. Să fie binecuvântat Amos Elias Bojor și poporul Domnului să zic Amin și să fie binecuvântat Matei, Bojor și poporul Domnului să zică Amin! Amin. Slăvit să fie Domnul! Binecuvintează casa robului tău! Mesajul pe care l-am primit de la Duhul Sfânt în dimineața aceasta se intitulează Garanție pentru binecuvântarea casei tale. Toți oamenii aleargă după binecuvântare. Toți oamenii își doresc binecuvântarea, unii dintre ei crezând că binecuvântarea înseamnă bani, proprietăți, posibilități financiare, să ai tot ce trebuie, să ai oricând, la orice oră din zi sau noapte, să poți să deții, să poți să controlezi, să ai o forță financiară sau politică, poate chiar religioasă, și totuși binecuvântarea înseamnă altceva. Binecuvântarea se spunea deja înseamnă să iubești Biblia. Amin. Amin să ai cartea aceasta ca fiind cea mai importantă carte a vieții tale. Să citești cartea aceasta și o recomand să fie citită cu voce tare. Și bine ar fi ca bărbații toți să fie preoți în casele lor și să deschidă cartea asta în fața copiilor și să o rostească cu voce tare. Amin. Cartea aceasta a legii se spunea să nu se depărteze de gura ta, nu de privirile tale și doar de nivel intelectual, adică să o rostești în gând, Cartea aceasta trebuie să fie rostită și mesajul ei cu voce tare în propriul tău cămin. Ce înseamnă să ai garanția binecuvântării, nu doar peste un copilaj, pentru că versetul acesta spunea, binecuvintează, dar casa. Să fie binecuvântat și tata, să fie binecuvântată și mama, să fie binecuvântați toți copiii, să fie binecuvântați nepoții și să meargă binecuvântarea din generație în generație să se uite societatea peste tine și peste familia ta și să zică, da, familia asta este o familie binecuvântată. Binecuvântare nu înseamnă să n-ai încercări, binecuvântare nu înseamnă să-ți meargă toate bine, foarte, foarte bine și roz. Uitați-vă, bărbatul care se roagă în acest caz e David, e regele David. Știți că regele David 20 de ani a fost fugar? Știți că regele David, după ce a fost un scundelem să fie rege, a trebuit să meargă din nou la oi? Știți că regele David, după ce a avut mandat supranatural de la Duhul Sfânt, Samuel, profetul, și-a luat cornul cu un de lemn și l-a pus peste creștetul lui și a zis că Duhul Domnului a coborât din momentul acela și pe toată durata vieții lui. Și ce vreau? Vreau peste casele noastre să fie Duhul lui Dumnezeu. Să fie Duhul lui Dumnezeu. Să fie Duhul lui Dumnezeu. Nu doar dimineața, nu doar seara, în fiecare secundă a vieții tale. Când îți vine să te enervezi la semafor, nu uita! Duhul Domnului trebuie să fie peste tine. Când îți vine să înjuri la nervi om botezat care ești în biserică, trebuie să te oprești și trebuie să spui peste mine este Duhul lui Dumnezeu. Când vrei să declanșezi o situație conflictuală, nu uita, Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie peste tine. Poporul Domnului în dimineața asta zice, amin, amin, binecuvântarea casei tale, garanție pentru binecuvântarea casei tale. În primul rând, binecuvântarea asta este pentru robii lui Dumnezeu. E o binecuvântare a robilor. Foarte mulți oameni vor să fie cu Dumnezeu, dar să facă ce vor. Foarte mulți oameni spun, da, m-am botezat, am intrat în baptisierul bisericii, am proclamat și am promis lui Dumnezeu că îl voi urma toată viața mea. Și când ajung la o intersecție în care Cuvântul lui Dumnezeu îți spune, hei, oprește-te, n-ai voie să faci asta. Ce stai un pic? Eu am crezut că e altfel pocăință. Mă uit la cele patru familii și la noi toți. Să fii binecuvântat înseamnă să fii robul lui Dumnezeu. Finias, Crina, Andreas, Milca, David, Ana, Paul, Alexandra. Să fiți robii lui Dumnezeu. Să ne punem fiecare prenumele nostru și identitatea noastră și să acceptăm să fim robii lui Dumnezeu. Aveai corul cu o cântare, accepte acum robia ta cu frângerea de sine și să rămân al tău aș vrea, o, Domnul meu, stăpâne. Ascultați ce zice David când derulează această rugăciune câteva versete mai în sus. Ascultați ce zice David, umilindu-se, rețineți că omul ăsta nu era un om de pe stradă. Omul ăsta nu era ca mine, un om obișnuit. Omul ăsta era un rege. Era omul numărul unu din spațiul ebraic. Era omul care dacă decreta să moară cineva din spațiul evresc, murea. Era omul care avea capacitate și putere intelectuală, putere financiară, consilieri. Avea tot ce-i trebuie. Era semănat, dacă îmi permiteți, într-un fel cu domnul Vladimir Putin. Avea putere supranaturală din perspectiva aceea umană. Era puternic. Avea putere mare. Și când Duhul lui Dumnezeu venea peste el, venea și puterea aceea sfântă de la Duhul Sfânt. Când punea degetele pe corzile harpei, atunci cobora puterea supranaturală. Puterea supranaturală nu era de la el. Era de la Duhul lui Dumnezeu când atingea coardele harpei, Duhul lui Dumnezeu făcea ca Duhul rău de peste regele Saul să dispară. Slăvit să fie Domnul! Mai sunt Duhurile care atacă familiile noastre? Mai există atacuri demonice, mai există persoane care sunt atacate în căminele noastre. Vreau să vă spun ceva, Duhul lui Dumnezeu are puterea cea mai mare. Duhul Dumnezeu are putere deasupra oricărei forțe umane și chiar asupra oricărei atac demonic. Pentru că în numele lui Isus Hristos există putere de eliberare. Garanția binecuvântării căminului tău constă să rămâi robul lui Dumnezeu. Acum, ascultați ce zice David, 1 Cronici 17 cu 7. Acum, să spui robului meu David, așa vorbește Domnul Oșterilor. Vedeți cine îl numește pe David robul lui Dumnezeu? Nu este singur care se autointitulează. Da, el zice, m-am aplicat sub domnia Dumnezeului meu, sub domnia lui Iacve, a lui Elohim, a Dumnezeului lui Israel. El este stăpânul meu și eu sunt robul lui. Dar uitați-vă că Dumnezeu îi zice, el este robul meu. Se spui așa, te-am luat de la pășune, din apoi a oilor ca să fie căpetenia poporului meu Israel. Ascultați ce zice Dumnezeu despre David și ce îi transmite lui prin profetul acesta omului Dumnezeu, prorocul Nathan. Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai mers. E cineva aici care recunoaște că Dumnezeu a fost cu el de când s-a apucat în fiecare zi, să ridice o mână în sus. Aleluia lui Dumnezeu! Pe unde ai mers dumneata a fost Dumnezeu cu tine? Pe unde am mers noi a fost Dumnezeu cu noi? Ascultați ce zice Dumnezeu către robul său. Am nimicit pe toți vrăjmașii tăi dinaintea ta. Ai avut dușman spiritual pe care i-a nimicit, Domnul? Eu zic, da, am avut mult și Domnul m-a eliberat întotdeauna. Pentru asta zic, lăudați să fie Domnul. Și ți-am făcut nume ca numele celor mari de pe pământ. Știi ce numele tău este mare? Pentru că numele tău este scris în ceruri. Pentru că e scris pe numele Domnului, pentru că ești în Fiatul lui Dumnezeu, pentru că ai fost acceptat în familia excepțională, unică din Univers, familia Domnului Isus Hristos, fratele nostru mai mare este Domnul Isus Hristos, Tatăl nostru este Dumnezeu Tatăl. Și strigăm din toată inima: slăvit să fie Domnul. Ascultați ce zice mai departe am dat o locuință poporului meu Israel și l-am sădit ca să fie statornic acolo și să nu mai fie tulburat, pentru ca cei răi să nu-l mai nimicească așa cum îl nimiceau mai înainte. Și pe vremea când pusesem judecător peste poporul meu Israel, a smerit pe toți vrăjmașii tăi și zvestesc că Domnul îți va zidi o casă. Aleluia! Casa binecuvântată e casa pe care o zidește Domnul. E casa în care Domnul este stăpânul familiei. E casa în care te oprești în fața Scripturii și de fiecare dată ești foarte atent să nu cumva să mergi într-o direcție greșită, să nu cumva să o apuci într-o atitudine libertină, să nu cumva să îmbrățijești o învățătură nesănătoasă, să nu cumva să deviezi de la dreptarul învățăturii sănătoase care este cuvântul lui Dumnezeu. O grămadă de informații, chiar în context evanghelic, vor să atace familiile noastre. E ok și așa, e ok și așa, e ok și așa, e ok și așa. Și nu-și dau seama părinți că ajung în 10 deci ani pruncilor să fie nenorociți. Odată, odată David n-a fost robul lui Dumnezeu. Odată și-a permis să stea acasă și să vizioneze de pe acoperișul casei. Când trebuia să fie la luptă, când trebuia să fie robul lui Dumnezeu. Pentru că Biblia spune, la a pus căpetenia oștirii, nu întâmplător, să fie la luptă. Știți că a avut repercusiuni în toată casa? Știți că patru prunci au fost sacrificați. Bineînțeles că fiecare dintre ei la rândul lor au călcat pe interzis. Pentru că Dumnezeu nu pedepsește pe copil din cauza părintelui. Doar atunci când copilul ne ascultă de voia Domnului și ajunge să devieze din perspectivă spirituală. Eu rostesc peste toate familiile din Betania să fie prezența Domnului. Să fie sângele lui Isus Hristos. Să fie numele Domnului. Nici o deviație spirituală. Doar pe mijlocul cărărilor neprionirii. Cine vrea ca mine să zic amin. Min lucrează, Doamne, Doras, garanția binecuvântării casei tale. Nu a binecuvântării unui membru. Nu doar o binecuvântare temporară. Nu o binecuvântare pentru 5 minute, pentru 20 de minute, pentru 10 ani, pentru 20 ani. O binecuvântare, ascultați ce spune Biblia, este binecuvântat pentru veșnicie. Vreți să fiți binecuvântați pentru feșnicie? Slăvit să fie Domnul. Să fim robii lui Dumnezeu. Binecuvântarea casei înseamnă, în al doilea rând, o binecuvântare care presupune relație cu Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului și cum se roagă David. El zice așa, binecuvintează dar casa robului tău ca să rămână. Unde? La același nivel de rating, da? Să fie la fel de populară. Nu, nu, nu. Ca să rămână pe vecie înaintea ta. Asta înseamnă relație continuă, constantă, personală cu Dumnezeu. Să fii întotdeauna înaintea Domnului. Să ai o relație strânsă cu Dumnezeu și indiferent ce ți se întâmplă ție, să nu renunți la Dumnezeu. Majoritatea știți, în 30 octombrie, noiembrie 1, acum recent 1 noiembrie, am fost în Ucraina. Am intrat la o grupă de refugiați de război. I-am întrebat dacă se roagă. Erau neinițiați, n-aveau niciunul botezul în apă. Au fost culegi din Odessa, din Kiev, din zonele astea unde au fost bombe și rachete și zone de război. O femeie a zis, când au sunat sirenele, am coborât în beci. Și am început să mă rog lui Dumnezeu o jumătate de oră. Atunci a început relația mea cu Dumnezeu. A fost primul moment în care am crezut cu adevărat în Dumnezeu. A fost primul moment în care mi-am dat seama că sunt la un milimetru de moarte, că oricând pot să mor, și că dacă nu mi pun toată speranța în Dumnezeu și dacă nu mă ancorez în Dumnezeu și dacă nu-L proclam pe Dumnezeu peste ființa mea ca protecție, voi muri și voi merge în iad. Vreau să spun ceva, indiferent cum ajungi să crezi în Dumnezeu, mă rog în această dimineață să înceapă o relație personală în inima ta cu Dumnezeu. Să înceapă o relație apropiată cu Domnul, să-i spui Domnului, Doamne, sunt în prezența Ta, sunt înaintea Ta, vreau să am o relație cu Tine. Relația cu Dumnezeu se construiește, în primul rând, într-o intimitate personală și apoi familială. Se spunea foarte bine, știți cum vom fi în următoarea generație? Exact cum am învățat noi, pe cei de lângă noi, să fie. Învățătura pe care noi o transmitem, nu știu cum să vă explic, nu mi-am propus să spun asta, dar să știți că de acasă am fost învățat de părinți că înainte să ies din casă, eu trebuie să mă opresc și să mă rog, nu pe mașină, ci în interiorul casei. Aveam momente când ne grăbeam foarte tare și tata cu mama se opreau, se puneau în genunchi, indiferent cât era ceasul, și rosteau rugăciune, rugăciunile de când eram copil. De fiecare dată mi le amintesc, mi s-au înscris pe memorie, nu le pot uita și nici nu vreau să le uit. E foarte important să avem o viață trăită cu Dumnezeu, să avem o relație cu Dumnezeu personal. Niciun om nu e perfect de aici, toți avem carențe, slăbiciuni, fiecare dintre noi avem vulnerabilități. Însă e foarte important să avem pilon de bază în familie, să înțelegi că în casa ta, în primul rând, Hristos este cel mai important, să înțelegi că frecvența la biserică este o prioritate, borna zero. Să înțelegi că a fi prezent în casa lui Dumnezeu nu este ceva de domeniu opțional. Când vin la casa lui Dumnezeu, aici e prezent Dumnezeu Tatăl, aici este prezent Domnul Isus Hristos, aici e prezent Duhul Sfânt Dumnezeul, Dumnezeu e prezent aici, amin? Slăvit să fie Domnul, așa că eu trebuie să vin la casa lui Dumnezeu. Eu trebuie să fiu prezent înaintea lui Dumnezeu. Disciplinele spirituale, dragi părinți, trebuie să fie obligatoriu implementate în mințile copiilor dumneavoastră. Rugăciune personală, zilnică, citirea Bibliei în mod privat, personal. Să vezi copilul tău de când știe să citească, să aibă Biblia lui. Îmi dau seama la școală care sunt părinții care își învață copiii să citească din Biblie. Știți de ce? Copiii care citesc din Biblie au o Biblie personală. Ajung din copilărie să o fluture, au scris numele pe ea. Se vede pe cotor dacă au citit Biblia. Mă întreabă, domn profesor, de câte ori a citit Biblia până a trecut de clasele primare? Au o preocupare specială, îi interesează cuvântul lui Dumnezeu. Dacă în capul nostru sunt doar afaceri, dacă suntem interesați doar de business și cum să ajungem mari și proeminenți la nivel orizontal, o, oh, Doamne, ai milă de noi. Cer din partea Domnului un duc de trezire peste noi, un truc de eliberare peste noi. Să punem mâna pe Biblie. Se pune mâna pe rugăciune. Să avem timp personal în care împreună cu toată casa noastră, inclusiv copiii micșori, toți să stăm într-o zi de post înaintea lui Dumnezeu să te rogi pentru casa ta, să te rogi pentru viitorul casei tale, să te rogi pentru viitorul familiei tale, să te rogi pentru cauze bisericești care sunt la nivel de întâlnire eclesială, probabil persoane care sunt într-o stare gravă, cum ar fi boli incurabile, cancer, să ai curajul în casa ta, să ridici mâinile și să spui, Doamne, intervine într-un mod supranatural, atinge-te, eliberează, vindecă, binecuvintează, Doamne, ajută-ne pe toți. Ajută-ne pe toți! Dacă nu implementăm lucrurile de bază în mințile copiilor noștri, să nu ne mirăm că atunci când ajung la 15 ani, unii dintre ei ajung în zone periculoase și practică atitudini periculoase pentru că nu ți-ai făcut partea. Pentru că n-ai fost responsabil și n-ai fost responsabil. Sunt excepții. Uitați-vă la omului Dumnezeu, profetul Samuel, care a trăit cu Dumnezeu 24 din 24 de ore și care totuși a avut niște copii derbedei, care n-au trăit cu Dumnezeu. N-a fost vinovat tata pentru azi. Dar există momente în care trebuie să ne intereseze casa noastră să uiți de alții, cum se spunea deja, nu lăsa bârfa să intre în casa ta, nu vorbi despre toți oricând, oriunde, oricum, oricând, nu vorbi așa să-ți fie, să fie nici măcar rușine ca ai zis ceva negativ, nu-ți fă din copiii tăi, spuneam și în alte mesaje, tomberoane spirituale, respectă-ți copiii, au identitate, au trup, suflet și duh, îi magazinează, pe nivelul lor îi registrează tot, 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 tot. Normal că o să se uite dubios la un slujitor dacă tu ai spus că la nu-i bun de nimic. Normal. Normal că o să-l trateze când ajunge la 15, la 20 de ani, așa cu, cu lehamite, o să-i Nu-mi pasă de el. De ce? E așezat pe cea mai importantă parte a creierului lui. Educația unui copil se termină la 3 ani. De la 3 ani se știe dacă copilul ăla va fi ok sau nu. Și cât de mult va trebui să retușeze Dumnezeu în el, în funcție de cum l-a educat Asta nu spun eu, spun siologii, spun specialiștii, oamenii care au observat atitudinile copiilor. E foarte important, dragii mei, binecuvântarea casei înseamnă relație cu Dumnezeu. Când David se ruga, toată casa trebuia să știe. S-a compus și un psalm pe tema asta, încât toată casa vibra, pentru că zicea el, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Mă uit, sunt fascinat de Ierusalim, zice David. Deci, ca o lucrare făcută dintr-o singură bucată, tu ești unitar, Ierusalime. Acolo se suie, acolo nu se coboară, acolo se urcă, acolo se suie și în oricine semințile Domnului, după cum au fost chemate, acolo e prezent Dumnezeu. Și zice, la final, rugați-vă pentru pacea Ierusalimului pentru binecuvântarea fraților mei, rostesc pacea în sânul tău, aleluia. Asta înseamnă relație cu Dumnezeu. Asta înseamnă să fii aproape de Dumnezeu, să fii aproape de scriptură, să fii aproape de rugăciune, să fii aproape de post, să fii aproape de biserica locală. N-am întâlnit familii care să respecte disciplinele spirituale și să se teamă de Domnul și care să nu ajungă bine. Chiar dacă o vreme au trecut prin încercări, Domnul le-a dat îndurare. Aleluia! Slăvit să fie numele Domnului! Slăviți să fie numele Domnului. E foarte important, garanție pentru binecuvântarea casei tale, o binecuvântare a robilor, nu a celor ce se cred regi, ci a robilor. O binecuvântare, o binecuvântare specială care presupune relație personală cu Dumnezeu și în ultimul rând cu care închei. O binecuvântare care rămâne. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Că ce binecuvintezi tu, Doamne, este binecuvântat pentru veșnicie. E o binecuvântare care rămâne. E o binecuvântare care nu se oprește la primul accident cu mașina. E o binecuvântare care nu se oprește la primul incident în familie. E o binecuvântare care nu se oprește când prima dată ești calomniat. E o binecuvântare care nu se oprește când cineva vrea să facă ceva rău împotriva ta. Să stea toți oamenii împotriva ta. Dacă Dumnezeu este cu tine, vei fi biruitor în numele Lui Isus. Amin? vei fi biruitor în numele Lui Isus. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Ezechiel. Ezechiel, capitolul 44, cuvântul Domnului e atât de clar în acest context unde cuvântul Domnului vorbește așa, nu este neapărat în această idee a întâlnirii noastre, dar ultima frază, vreau să o citesc, e importantă. Cele mai bune din cele din tâi roade, din, de orice fel, și partea ridicată, din toate darurile de mâncare pe care le veți aduce ca daruri ridicate, vor fi ale preoților. Veți da preoților și pârga fâinii, făinii voastre. Ascultați de ce. Asta nu se mai practică cu făină, cu, da? Dar principiul rămâne același. Ascultați de ce. Pentru ca binecuvântarea, Ezechiel 44 cu 30, pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră. Cât că asta e preocuparea care trebuie să existe în mod clar pentru orice tată, pentru orice mamă, pentru orice bărbat, pentru orice femeie, pentru orice cămin. Să ne intereseze pe fiecare dintre noi, să mă intereseze personal, să rămână binecuvântarea peste casa mea, să rămână prezența lui Dumnezeu peste casa noastră, să rămână binecuvântarea Domnului peste cele patru familii. Credeți că Domnul va lăsa binecuvântarea în continuare? Să rămână binecuvântarea peste tine. Respectă principiile biblice pentru asta niciodată nu o lua într-o direcție periculoasă, să rămână binecuvântarea peste casa ta. M-am tot întrebat de ce a terminat-o băiatul lui David Absalom cu capul și cu părul prins între crengi, murind. Oare n-a rămas binecuvântarea peste casa aceasta? Există două argumente. Primul dintre ele e că tata David nu și-a făcut parte întotdeauna, pentru că Biblia spune despre Absalom pentru că era foarte frumos. Niciodată nu l-am mostrat taicăsu. Niciodată. Dragi copii, iubiți-vă părinții când vă mostră. Iubiți mostrarea. Pentru că demnul și mostrarea sunt calea vieții. Și o altă problemă, cea mai gravă, e că băiatul acesta n-a învățat de la că să fie supus autorității. Și a acceptat ideea de răzvrătire a terminat cu pletele lui, trebuia să se tundă în mod normal, cum era regulamentar, dar au vrut să fie el cel mai interesant din toată istoria, pentru că era fiul de rege, a vrut să se instaleze ca rege, a vrut neapărat să fie el rege, că nu l-a chemat Dumnezeu pentru asta, și a terminat cu capul, cu crengile care i-au prins părul și propria lui frumusețe a fost propria lui moarte. Binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste fiecare dintre noi. E foarte important să rămânem în binecuvântarea lui Dumnezeu. E foarte important binecuvântarea lui Dumnezeu să o cerem peste fiecare dintre noi. Vă mai citesc un singur verset care cred că e foarte important pentru generația contemporană, pentru contextul în care ne aflăm. E momentul în care Biblia spune că a trebuit să fie dus votul. și înainte să fie dus votul, după ce a fost omorât Uza, nu intrăm acum în detalii, Biblia spune că chivotul Domnului a rămas trei luni, 2 Samuel 6 cu 11. Chivotul Domnului a rămas trei luni în casa lui Obede, Domn din Gad. Ascultați ce spune Biblia. Domnul a binecuvântat pe Obede, Domn și citiți cu voce tare, vreau. Toată casa lui. De ce? Pentru că în chivot erau tablele legii, era cuvântul lui Dumnezeu. În chivot era vasul cu mano, expresia providenței lui Dumnezeu, un Dumnezeu care poartă de grijă indiferent cât de greu ți în viață. Și în chivot era toiagul lui Aron, respectul față de autoritate. Dragi părinți, învățați-vă copiii să-și respecte autoritatea la școală, în societate, în biserică. Degeaba o să le cereți să vă respecte pe dumneavoastră dacă dumneavoastră bărfiți pastorii. Zero respect, zero. Zero respect dacă atacați autoritatea chiar statală dacă vorbiți întotdeauna împotriva la toți și nimeni nu-i bun în lumea asta, așteptați-vă copiii dumneavoastră să crească cu un stigmat, cu ideea că se poate asta și o să ajungă să aibă probleme. Să aibă probleme. Rămas binecuvântarea în casa lui Obede domnul, pentru că acolo era prezentă părtășia cu Dumnezeu. Pentru că acolo era o relație cu Dumnezeu. Chifotul Domnului era expresia prezenței lui Dumnezeu, expresia vizibilă a prezenței lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun ceva, Apoi David, când a aflat că toată casa a fost binecuvântată, casa unui om comun, obișnuit, din toată a fost binecuvântată, a zis, vreau și eu chivotul lui Dumnezeu. După ce a dus chivotul Domnului în cetatea Sionului, a ascultat și spune versetul 20, 2 Samuel 6, cu 20. David s-a întors să-și binecuvinteze casa. Binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne peste tine când îți binecuvintezi casa. Nici Niciodată să nu-ți blestem părinții niciodată, indiferent ce au făcut ei greșit, niciodată să nu ataci, să nu-i vorbești, de rău. Nici măcar în minte să nu accepti ideea asta. Și dumneata ca tată și ca mamă niciodată să nu spui cuvinte greșii.